pentru că acest videoclip este despre make-up. O să-mi prind părul ca să mă pot desfășura. Strict logistic, îmi cer scuze de pe acum despre gesturi care o să fie un pic aiurea sau despre mimici ale feței mele care nu vor fi foarte încurajatoare. Ideea este că ieri am avut o criză a alergiei la ambrozie foarte, foarte mare, pentru că ca entuziasta, după câteva zile în care mi-a fost extrem de bine și a zis gata, mi-a trecut, a plecat ambrozia, am vrut să facem o ieșire în natură și ghișce pe marginea șoselei și inclusiv la benzinăria unde am oprit, erau tufe de ambrozie care n-au făcut decât să-mi agraveze, sunt până astăzi umflat, să vedeți, nu arăt foarte așa, dar am zis că dacă tot o să amân, nu o să mai întâmple clipul ăsta, mai ales că vreau să postez urgent concursul pe Instagram, pentru că va fi un concurs pe Instagram cu foarte multe produse ale brandului Gabriela Salvete. Este un brand despre care vă spun sincer, eu habar nu aveam nimic, este un brand care a pornit din Cehia acum niște ani. Are acel Italian touch, adică acea atingere așa de stil italienească. E vorba despre produse de machiaj de astea cu prețuri mici, dar cu acea calitate de drugstore cu care să nu fii dezamăgit. Pentru că și dacă dai pe un ruj, să zicem, 12-15 lei, nu înseamnă acum că trebuie să fie unul prost. Și mi se pare că acest brand, uite aici un pic într-o lună, am prin părul de decent, mi se pare un brand care se adresează practic tuturor, are pentru toată lumea câte ceva. Prețurile încep de la 7-8 lei, am văzut, cred că cele mai mari sunt undeva, o să am acolo o paletă destul de măricică care ajunge undeva spre 30 de lei, adică vorbim de niște prețuri mai mult decât accesibile și oricum pe parfum ne-am obișnuit ca prețurile să fie foarte mici. Și înainte de a începe toată porologia asta, vreau să spun că acest clip nu este plătit, nu a fost cerut de ei, nu nimic. Eu oricum întotdeauna pun în descrierea videoclipurilor mele atunci când clipul este în colaborare cu un anume brand. Clipul acesta îl fac pur și simplu pentru că vreau eu și pentru că am observat că acum femeile se machiază ceva mai puțin, dar nu sunt dispuse totuși să cheltuiască foarte mult, pentru că, hai să o spunem pe românește, nu suntem într-o perioadă foarte roz, economia nu are planuri foarte bune pentru noi. Chiar dacă avem produse de make-up, ne mai dorim, este o chestie absolut firească, femeia își dorește oricând să aibă un rimel nou, un ruj nou, un ceva mai departe. Și m-am gândit că este o alternativă și o încurajare pentru cele care intră în faza aia și spun, bă, de acum asta e, sunt poate în șomaj, poate sunt în șomaj tehnic, poate firma pe care aveam s-a închis, să zicem, cei care lucrează la hoteluri, la restaurante, nu știu ce, domeniul ăsta a fost destul de afectat. Dar totuși, uite, rămân și mie acolo 10 lei pe lună, 15 lei, 20 de lei, din care aș vrea să-mi iau ceva și, uite, asta ar fi o opțiune. De asta vă zic de la început că nu, clipul nu este făcut ca să gâdil eu pe cineva sau să completez vreun contract. Iar Parfumo este un magazin pe care eu l-am descoperit la un moment dat, chiar voi mi-ați spus despre el. Eu am făcut o primă comandă, cred că anul trecut, nu mai știu când, de mi-am luat apa micelară de la Guerlain. Mi-am luat-o sub formă de tester, am fost foarte mulțumită și apoi, într-adevăr, am avut la un moment dat și o colaborare cu ei când ei mi-au oferit posibilitatea să-mi aleg produse de o anumită sumă și să vă vorbesc despre ele. Și cam asta a fost tot. Acum dorința lor a fost doar ca să fac acest concurs pe Instagram, pe care voi de altfel o să-l vedeți la puțin timp după, cred că ce o să postez clipul, nu știu cum o să fie, oricum undeva după 20 și ceva septembrie, după alegeri, ca să spun așa. Bun, și hai ca să nu mă mai lungesc. Eu mi-am făcut acum 2 ore toată rutina de dimineață cu demachiere, cu toate alea. O să mai dau un pic totuși cu apă termală pentru că și în continuare rămân fidelă apei termale Jonzac și reamintesc cu ocazia asta că mai există pe piață o apă termală izotonică, cea de la Uriaș, pe care am folosit-o multă vreme și cred că nu știu dacă, n-am și acum vreunul de la Micpești prin sertar. Și doar am să-mi pregătesc un pic tenul cu un primer. Am un primer de la ei, o să mai dau acum o dată, hai să desfacem cutia. Ce vreau să vă spun că exact ce am eu în cutie, asta va primi și câștigătorul, de fapt o să vedeți poza pe Instagram.
Așa arată cutia cu toate alea. Cred că nu am primer. Nu cred că am primer. Sau am ceva... Cred că am un... Le-am încercat, știți că zilele trecute, dacă tot am fost la cumpărături la Lidl, cu marca pe față, cred că am doar un highlighter de-asta, sub formă de cremă. Dar primer știu că nu am. De asta am să le scot așa, uitați, sunt pensule, sunt... pudre, ruj, da, ei au foarte, foarte multe chestii și v-am zis sub 20 de lei, foarte multe produse, dar ei sunt sub 20 de lei, alt ruj, nu, n-am primer, ca să vreau să mânc, că aveam primer luat de la ei, dar nu, n-am primer, în schimb, uite, avem bureței de ăștia și am să folosesc și un asemenea burețel pentru aplicarea unui fond de ten, așa. Ia să mă ajut eu de scaunul de la birou, să pun aici cutia, să stea. Mai umezesc o dată tenul, sunt, nu știu, probabil, nu știu dacă Aerius-ul, eu cam cu Aerius mă tratez în perioada asta până ajung la alergolog și stabilesc exact ce medicamente ar trebui să ia. Și să usucă tenul și am să folosesc acest produs hibrid de la Guerlain, care este considerat ser primer, că călcășoz, ceva amestecat. Pe acesta am să-l aplic cu degetele. Ei, practic, îl încadrează la produse de îngrijire mai degrabă. Mie nu mi se pare, nici, nu mi se pare suficient de hidratant ca să fie doar un un ser. În schimb, am văzut că și make-up artiști de la, din echipele Guerlain, eu urmăresc foarte mult make-up, foarte mulți make-up artiști Guerlain pe Instagram, am văzut că îl folosesc și pe post de primer. Și oricum la un ten matur deshidratat și mai ales chinuit cum l-am eu acum, un plus de hidratare chiar nu strică. Bun, și am aplicat chestia asta. Așa cum v-am zis, fond de ten nu am de la ei. Atunci am să folosesc cât eu un fond de ten, pentru că fond de ten o să folosesc meteoritul BB, un meteorit. Am să ud cu apă termală înainte burețelul. Eu cam așa, să știți că mai procedam și când făceam make-up. Știu că este indicat să te duci să-l uzi în apă, dar îl încărcam cu... Îmi luam o apă termală sau un eau de soin. Așa. Și apoi îl tampotez așa un pic ca să fie ud. E destul de ud, că e mic. Așa, și am să îmi descarc aici puțin BB cream, meteorit. Am aici o oglindă, să o trag un pic mai aproape, scuze că fac un zgomot. Și să aplicăm prima dată asta ca să-mi fac baza, nu pot, eu chiar nu pot să-mi pun acum, mai ales la cât e de deshidratat tenul, să dau și cu fundul așa, să... Așa nu-mi permit să pun direct pudra pe... Și oricum, recomandarea mea este niciodată să nu puneți pudra direct peste tenul cu o cremă chiar. Decât dacă e vorba de pudre foarte, foarte ușoare, cum ar fi meteoritul de la Guerlain, Carom, la fel puteți să o puneți peste. Dar pudrele clasice și mai ales pudrele matifiante, pentru că în acest caz de la Gabriela Salvete am o pudră matifiantă pe care, sincer, nu am să o... n-am să abuzez foarte mult de ea. Din simplu fapt că la cât este tenul meu de deshidratat acum, dacă mai pun și pudră matifiantă, am încercat-o zilele trecute și tot așa nu prea am fost atentă, am scăpat un pic cam mult și mi s-a părut că mi s-a uscat tenul. Dar vă zic, eu acum nu sunt în cea mai bună forma mea. Și n-ar fi, să zic că evaluarea pe care o fac acum oricărui produs de make-up pe care îl pun pe față este un pic în jos, adică totul îmi displace un pic. Pentru că un om care suferă, am zis eu acum, eu mai folosesc și apoi un pic degete. Oricum nu pun mult fond de ten, nu am foarte multe lucruri de acoperit, pentru că riduri astea nu... Ridurile, I mean... Nu acoperim cu fond de ten și cu pudră. Trebuie să fiu un foarte bun maestru al aplicării fondului de ten
ca să poți să faci efect de camuflare a ridurilor și așa. Știu că sunt tehnici, am văzut și eu la makeup artiști care sunt preocupați de tenuri maturi, că fac și așa ceva. Am să pun doar puțin ochelarii să văd cum s-a așezat. S-a așezat bine fundul de ten. M-am uniformizat. Acum, primul produs pe care o să-l folosesc de la Gabriela Salvete o să fie această Matte Powder. Mie mi pare că are un pic de pigment, un pic cam galben, așa mi s-a părut și deci oarecum este potrivită în general tenurilor persoanelor din România, din zona mediteraneană. Eu sunt mai degrabă un pic spre pigmentul acela, mai degrabă albastru, florile mai reci. În fine, dacă îl folosim cu grijă și cu atenție, adică dacă nu o să pun acum o tonă de pudră, nu va fi o problemă. N-am să exagerez, doar am să fixez puțin ce am pe față. Adică fundul de ten, dar n-am să fac acum știu eu ce. Ok, cam atât. Mai mult nu, pentru că sunt într-o perioadă în care nu suport. Ei, și pudra asta știu că era la fel undeva sub 20 de lei, o sumă foarte mică. Pudra arată ok, adică este o pudră, este o pudră compactă, îmi place că nu este genul foarte proficioasă așa și ne anunță că are și un SPF 15, dacă, da, asta e. Bun, pudra. Nu știu, întotdeauna după ce îmi pun și pudră și așa, fond de ten, simt nevoia să fac puțină curățenie pe la sprâncene, că mi se rămâne, agățată, ca să zic așa. Acum, ce să zic, am de jonglat între acest bronzer. Apropo, bronzerul ăsta arată tare bine. Și de ce? Acum, am observat că oricum, ca toată lumea face eforturi ca bronzerele să arate foarte bine, îmi pare că bronzerele sunt niște produse totuși în continuare foarte căutate. Și arată. Are în mijloc și o chestie. Hai că am să fac un swatch, așa chiar dacă poate n-am să-l folosesc. Am să iau, uitați de aici un pic din aur. Oh, dar auriu ăsta e pigmentat bine. Și cam așa. Da, deci ăsta este un pic mai auriu, așa să zic. Ia să sunt cu bluza. Cam așa. Sunt foarte pigmentate. Foarte pigmentate pentru un produs care nu costă nici măcar, că nici 25 de lei nu e, mi pare foarte ok. Bun, nu o să-l folosesc ăsta pentru că vedeți că sunt de albă. Dacă mai mi-aș pune acum și ușor efect bronzant, da, o să spuneți, dar poți să-ți faci un contouring. Eu nu prea sunt neapărat o adeptă a unui contouring gen. Hai, poate, hai să încercăm, hai să încercăm. Ia să vedem ce am eu pe aici. O pensulă mai... O să încerc așa puțin cu asta. Am să mă duc pe zona asta de aici. Am să iau foarte mult. Deci foarte puțin ca efect. Te duce direct din păr. Și să merg și să marchez osul, oare cum ar veni. Și am să mai vin un pic pe așa, strict la rădăcini. Dar nu i-am, n-am luat foarte mult. Am văzut că mai sunt care mai, mai fac și așa, în zona asta. În fine, ca așa mai mult de atât nu merg. S-ar putea să nici nu se vadă foarte bine pe care ce-am făcut. Eu văd deja un mic, un mic efect. Nu-i fac încă acum blending-ul pentru că vreau să văd ce aplic de aici și din partea de cam așa. A, uite că era o paletă care are și contouring și așa, dar asta este ceva, pe asta am încercat-o. Este un iluminator și de strălucire, cam așa arată, 3 nuanțe. Știți că a fost produsul care, nu știu, mi-a atras așa intenția. E drăguț așa și ca aspect. Acum am dat seama că n-am niciun blush. Că asta e cam... Mă uitam de highlighting palette, dar nu am blush, dar putem improviza.
Asta o să vă spun ceva ce improvizez eu. Nu știu dacă este neapărat cea mai bună formă de a improviza. Și anume încerc să văd ce am pe aici, un ruj mai cremos. De cred că ăsta e. Ia să nu zic o prostie. Da, uite, ăsta mi-a plăcut. Știu că n-ar trebui să mă dau acum cu ruj, mă dau acum cu ruj, că îmi place cum arată și vreau să vedeți cum o să se echilibreze și cu culoarea de pe pomeți. E un rujuleț așa, mai lunguieț, îi spune colore lipstick. Da. Ce îmi place la rujurile din toată gama asta este că în partea de sus, astea care sunt baton, au ceva, știi, care încearcă să redea culoarea. Hai să vedem ce... Că o să vedeți apoi ce fac cu... ca să improvizăm blush. E bine că fiind micuț și având forma aceasta mai lungă, așa, e mai ușor de mânuit. Not bad. Deci de aplicat se aplică foarte ușor, pentru că forma asta e... Acum, e adevărat că eu cam am obișnuit să folosesc și pensulă, ca să... N-am niște buze atât de bine conturate și așa, și atunci trebuie să muncesc un pic la ele. Dar asta ar fi trebuit să fac la sfârșit, dar v-am zis. Este un pic sidefat, glitterat, așa. Dar nu e cu sclipici de la... ce să zic așa, oarecum nu-mi place, este că se simte la un moment dat, uite acum la a doua aplicare, sclipiciul acela cu un pic de aspect așa de glitter, adică îl simți pe buze așa un pic că te zgârie, da? Bine, știți cum e, suferă baba la frumusețe. Bine, aici nu e vorba de suferință, să fim serioși. Și acum, ce fac eu când n-am blush? Asta este un secret pe care știu de la mama. Bine, ea lua pur și simplu cu degetul și punea un pic așa, eu acum n-am sunt... Sunt beauty blogger, mă dau încolo, nu pot să iau cu degetul să pun așa. Am să folosesc chiar burețelul pe care l-am l-am folosit și o să iau, o să preiau un pic cu, da, multă inginerie, vedeți? Cum se complică omul, în loc să-și folosească mâinile, să dau așa mult, să iau de aici, îl închid la loc ca să nu stea bietul rujuleț aici desfăcut. Și cu, aici s-a luat suficient pe pensulă, cu vârful sau pun și pe fund, că vedem cum ne potrivim aici. Încercăm să punctăm. Bineînțeles că n-a ieșit destul, cred că revenim la luat cu degetul. Și practic cam așa e ideal, pentru că se spune că blush-ul cam trebuie să aibă aceeași nuanță cu rujul. Am dat foarte, foarte țin. O să mai iau pentru că... Și am să iau cu degetul, bă, revenim la normalitate. Eu am încercat, știi, că tot aia, din cu degetul, până la urmă e al meu, eu l-am folosit. Îmi cer scuze, am să folosesc degetul mijlociu, pentru că pe acesta l-am, deja l-am murdărit de ruj. Și însă... Da, iar dacă cumva, prin absurd, da, vi se pare că dați prea mult, veniți cu un pic cu pudră peste sau cu... cum a rămas brățelul acolo cu fond de ten și se estompează. Atenție, nu este un tip and tricks profesional, adică nu e ca și cum vine acum numai ca party de desăvârșit și vă spune chestia asta. E o chestie pe care, știi, de-a femeilor, așa, pe care am observat-o eu de-a lungul timpului. Eu oricum am lăsat foarte mult deoparte, adică am lăsat partea asta de make-up, nu prea mă mai interesează atât de mult, pentru că nu mai sunt un om atât de interesat de make-up. Așa, la modul, știi, să știu ceva, să am, mai ales că eu am făcut un curs de make-up la un moment dat, acum 6 ani, dar nu m-am ținut de el, adică nu m-am ținut de continuitate, nu m-am dus după aia ca un make-up artist la masterclass-uri, la de-astea, pentru că eu l-am făcut doar ca să lămuresc niște curiozități. Și pot să întreb direct un profesionist, domnule, aia cum se pune, aia cum se, nu știu ce, nu știu cum se vede pe camera, dar vreau să vă spun că în oglindă se vede foarte bine și foarte natural, nănică, zici că sunt de-aia, știi, care trăiesc în vârful undeva. Așa de dragul
machiajul, dacă tot suntem aici, am să folosesc un pic de iluminator de ăsta. Să iau o pensulă, ca mai chelcășoz așa. Și o să merg în ăsta, ori în portocaliu, ori nu știu, că sunt trei nuanțe aici. Hai să mergem, hai în ăsta de la mijloc, cât o pe asta. Foarte, foarte puțin. Dacă tot sunt cu pensula de iluminator în mână, hai să pregătim și partea iluminatoare de ochi. Pentru că am văzut multă lume că folosește iluminatorul și pe post de... Deci tot ăsta de la mijloc, mă duc aici un pic sub arcadă. Știu că e pensula mare, dar nu descarc nici foarte mult. Asta ce vreau să zic, ce mi se pare că din produsele astea nu se prea așa dintr-o dată mult. Nu știu, eu aveam, de exemplu, o problemă cu... N-am folosit foarte mult, dar atât cât am folosit paletele de la... și fardurile de la Urban Decay. Mi se părea că atunci când puneam pensula, frate, se lua. Adică doar atingeam o dată și se lua. Astea parcă nu sunt chiar așa. Mă duc aici un pic în partea de sus a arcadei, pentru că oricum după aia, eu nu știu, dau pe nas, așa cu ce a mai rămas, hai să zic, bun. Cam anapod am făcut make-up-ul ăsta, o săr acum toată lumea, a, s-a dat cu blush și cu blush și cu ruj înainte, trebuia să se dea întâi, să se facă la ochi. De acord cu voi? Dar nu tot make-up-ul, nu toți oamenii trebuie să ne marchem la fel, nu toate femeile trebuie să ne marchem la fel. A, și să nu uit că aveam un pic de iluminator lichid. Mie iluminatoarele lichide îmi plac foarte mult pentru că pot să le folosesc și pe corp. Și ia să-l vedem pe ăsta cum iese acum, că pe corp e mișto așa să mai apară acolo, mai ales să ai un decolteu, un chelcășos, aici așa frumos, mai ales dacă ai o piele frumoasă, așa, și eu consider că am o piele decentă, pot să... Uitați-l cum arată. Trebuie dacă a focalizat. Hai, focalizează. Nu vreau să focalizez, iar acum... A, da, gata. Acum, ăsta e așa arată. Și am să pun așa aici pe... A, ce-mi place să fiu sclipicioasă pe aici. Dar nu știu de ce. Vreau să vă zic că asta îmi plăcea și când... Nu exista moda asta cu iluminator. Aici așa și dacă mi se vedea umerii, la fel. Vreau să fie așa pe umeri. Asta fără neapărat să văd undeva sau așa. Observasem în... multe poze, eu am fost mare iubitoare de tot ce înseamnă revistă glossy pe vremea lui Ceaușescu, veneau tare greu, veneau din afară și cred că am rămas cu chestia asta, știi, un pic de sclipici. Bun, să trecem acum la ochișori, să vedem ce am astăzi cu diminutivele. Mie ce nu fac diminutivele? Să știți că oamenii au și gene false și voi în premiu să aveți gene false, dar stați pe pace că nu vom aplica astăzi gene false, nu suntem la acel moment, am ochii mega iritați, așa că nu îmi permit. Dar arată binișor. Îmi place că sunt grupate așa pe... Băi, vă promit că se va întâmpla și evenimentul acesta să mă vedeți pe mine cum îmi aplic gene false. Bineînțeles, probabil că o să râdă. Dar va fi un moment comic. Cred că va avea și unelici foarte bune. Și o să vă arăt asta, produs, să zicem, cel mai scump din toată, care v-am zis, se învârte, se apropie de 40 de lei. Paleta care are 16 nuanțe, care vine într-o cutie foarte frumoasă așa și cu sclipici, fac foarte drăguță de făcut cadou. Și lucru pe care îl apreciez foarte mult este că ea la rândul ei mai are o țiplă, pe care, după cum vedeți, nu am desfăcut-o până acum, că am zis că vreau să fac testarea chiar în fața voastră. Așa, hai că am reușit să o rup. Și mai are o țiplă, ceea ce nu știu, pentru un brand, să zicem, ieftin, pe românește, se pare o chestie foarte mișto, o măsură de protecție foarte bună, pentru că, hai să zicem pe aia dreaptă, am mai văzut și noi prin magazine de-astea cu ștaif că vânzătoarele, în disperare de a ajunge produsele, mai desfac uneori paletele ca să arate că omul nu e suficient dacă îi arăți testerul, nu el vrea să vadă produsul în cutie cum arată și mai deschide odată. Bineînțeles, nu se atinge, nu se întâmplă nimic, dar știe chestia aia, bă, vreau eu să fiu primul care am deschis. Foarte drăguțe culorile. Op, mai are aici folia. Tare? Sincer să fiu, chiar mi se par super mega decente. Mi pare așa un fel de stilul acela de paletă cum are și NYX, Huda Beauty. Ei, voi fi eu prostă în acropă în ultima perioadă pe zona de make-up, dar am mai ușit eu prin curțile de la parfumerii și de la magazin de make-up și mai văd lucruri. Să-mi văd că câteva nuanțe gliterate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, restul sunt mate. A, uite și aici un alb puțin așa. Hai să vedem ce a ieșit. Iau pensula asta de la Kim, care îmi place maxim. Băi, stați așa, că am avut pensule și de la oamenii ăștia.
Sunt două pensule mari. Asta cred că e pensulă de fond de ten și pensula așa. Voi în premiu să le aveți. Nu le-am desfăcut acum, dar nici n-am apucat să le spăl înainte. Eu când cumpăr o pensulă, chiar că este nouă, este sigilată, vreau să mai spăl o dată înainte de substanțele acelea care normal sunt în procesul de fabricație. Bun, dăm ochelarii jos și hai la machiat, că vorba lungă, sărăcia omului. O să luăm, bineînțeles, ca cum face tot om, nuanța mai neutră, mai așa, ca să facem baza. Ideal este să ai în general, la fardurile ieftine, vă zic pe aia dreaptă. Asta nu prea se vede din prima. La mine s-a văzut din prima aici, în oglindă. Vă lasă cum s-a așezat. Eu nu o să insist prea mult și aș vrea să, cu ocazia să vorbim... Să vorbesc cu doamnele de o anumită etate, că atunci când ai pielea foarte subțiată de acum și ridată în jurul ochiului, o să nu insistați. Po, 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 și mai dăm și mai punem. Cam ce a ieșit, a ieșit, ce n-a ieșit, ștergem și asta încercăm data viitoare și nu trebuie să ne supărăm. Sunt mai multe lucruri importante pe lumea asta decât neapărat că nu a ieșit make-up-ul. Am ales să mă duc la o culoare de asta mai închisă. Deci facem experiment total, 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 total. Uite, asta mi se pare, asta sau asta, nu? Ce ziceți? Hai să fac asta. Facem așa un chelcășoz în colțul ochiului. Da. Se vede că am pielea foarte deshidratată în această perioadă și fardurile mi se așează mult mai greu și trebuie să lucrez mai mult punctat. Nu pot să frec pentru că agit acolo ridurile acelea care deja sunt formate. Să vin așa un pliu puțin. Păi arată bine. Îmi place cum se întâmplă blending acolo. Am preferat să iau pasta mai micuță pentru că nu știu am ce o să iasă și... Aici m-am dus un pic, cam jos. Să iau puțin un șervețel. Să vedem dacă reușesc că iau din puținul acela. Bun. Pigmentarea lor mi se pare decentă. Adică chiar decentă spre bine. În mod evident, pentru un ten ridat, deja n-au acea cremoșenie cu care sunteți obișnuită și care sunt și obișnuită de la fardurile high-end. Dar să nu uităm că este o paletă care nici 40 de lei nu costă. E cel mai scump produs de aici, deci nu la raportul calitate-preț ăla ești. Nu poți să ceri unei palete de 40 de lei să funcționeze ca o paletă de 200, de 300 de lei. Îmi place nuanța asta de aici, de roz. Hai că o să încerc niște swatch-uri. Să pregătim mâna. Așa că e mai... Uite, hai să vedem cum ar fi rozul acesta. Wow! Să știți că astea... Deci că... Uite, ăsta e. Hai să vedem cum ar fi... Uite, ăsta movul acesta, să zic movul... Așa cam e. Cam de două ori a trebuit să dau. De ce trebuia să pun aici partea asta? Stați, așa că eu nu-mi dau seama, eu mă uitam la cum văd eu. Gata, asta e. Hai să mai vedem și un gri. Oho, griul este bun și un pic și glitterat. Da, am un pic de păr pe mână, că sunt mamifer în viață, știi? Asta e. Uite, galbenul ăsta. Că cunosc eu persoane cărora le plac foarte mult culorile de acest gen. Wow! Mișto! Deci culorile sunt, de zic, sunt suficient de pigmentate pentru prețul și pentru ce așteptări poți să ai de la o paletă de-asta neprofesională, da? De drugstore. Și încă o chestie, mai degrabă pentru uzul nostru, acelor care nu suntem foarte profi, să nu fie culorile atât de pigmentate ca să putem construi culoarea, că trebuie toată... Știi? Da, nici chiar așa. Bun. Am rezolvat și cu swatch-urile. Drăguțe culori pigmentate. Mi-a plăcut aici ceva. Deci așa, am foarte multe camioane, culori diverse. Iată ce aici. Ei au fost foarte drăguți, mi-au trimis foarte multe lucruri. Știu că am folosit de aici un creion. Nu mai știu care, într-o
eticheta. Uite, au și eu un creion de sprâncene. Singura chestie, cred că e pentru mine, e un pic prea închis. Eu uite ce mișto. E că vârful este în... e drept, e un pic așa oblic teșit. Ia să vedem cam cum se prezintă. Să-l dau înainte un pic pe mână. Vedem cum iese. E un pic prea închis pentru mine. Încerc să fiu. E un pic prea închis și nu mă risc, că nu vreau să arăt mult prea exagerat. Închidem și o să meargă la cineva care... dintre prietenele mele care are sprâncenele mai închise, dar avem un liquid eyeliner, pe ăsta o să vreau să-l folosesc și am să mai folosesc ca să-i fac drum, cum zic eu, eyelinerului. Uite, mai aveam și un corector, pe ăsta l-am folosit când am plecat la Lidl. Să știți că ce pot eu să spun este că nu acoperă atât de bine, dar este suficient de hidratant. Acum nu l-am mai folosit pentru că am avut fondul de ten. Ăsta e un creion. Vă rog să mă credeți că eu n-am știut, nu știu să vă spun ce este acest creion. Este un creion, zice Bright Eyes Brightening Pencil. Deci este... el este așa, deci iese frumos din mină, din mină, da, ca minerul. Și finish-ul lui este un pic albicios, așa. Să știți că l-am încercat într-o zi pe zona de interior, să zic așa, îmi pare că e un pic prea auriu pentru mine. Da, nu, am eu stilul ăsta de a mirosi. Și atunci o să rămân așa. O să rămân să încerc eyeliner-ul acum cu voi și ce mai am aici? Aici vreau un creion deschis, da. Am un creion deschis oarecum ușor albastru, să facem acum o experimentare, așa, care este tot de ăsta care iese el din... deci nu sunt creioane de la de ascuțit, nu am așa ceva pe aici, da? Am creioane de acest gen, adică ai pencil sau ai așa care iese din, suport. O să încerc să fac așa cu el, să-i fac întâi un pic drumul eyelinerului, pentru că nu sunt așa o deșteaptă eyelinerului. O facem întâi un pic aici la bază. Hop! E mai așa, mai cu albastru. Prea m-ați văzut voi pe mine cu albastru la ochi. Aba. Chelcășos. N-am să insist foarte mult cu acest albastru, pentru că albastru cam îmbătrânește. Adică îmbătrânește dacă și tenul este deshidratat cum este al meu acum. Arată și mai și mai și. E, în schimb, hai să încercăm să vedem ce este cu eyelinerul. Am emoții. Știu că de obicei nu este bine să ții pielea și nu știu ce, eu având o piele ceva mai uscată, mai ridată, trebuie să mă ajut ușor să țin le deget ca să se întâmple bine. Și n-am să mai vorbesc acum, am să închid camera și am să pun, adică am să închid camera, am să pun camera, filmul pe repede înainte. Ochilor. De acum cam pot să mă desfac. Mi-a plăcut cum s-a lucrat cu eyeliner. Eu nu am o tehnică anume. Mi se pare că se vede prea puternic pe cameră. Mi se pare că se vede prea puternic pe cameră blush-ul acum. Nu știu de ce. Dacă o spirim, așa că am să iau puțină pudră și o să dau peste. Asta este un secret pe care l-am învățat chiar de la un mic aparte cu experiență, care mi-a zis, nu te chinui să ștergi, pentru că faci varză. Pun un pic de pudră deasupra și îi recomanzi, oricum clienta își va lua o pudră cu ea acasă, la petrecere sau unde e, dacă îi se pare la fel că e prea mult, să mai dea un pic peste. Atunci se va atenua
Mi-a plăcut cum s-a lucrat eyelinerul. Eu, adică eu sunt o, nu sunt o îndemânatică, am nevoie ca eyelinerul să fie ascuțit, dar să nu mă înțepe, pentru că sunt de la anumite, chiar și de la branduri mari, nu mai știu de la ce am folosit și era înțepăcios firul. Ori de la Lancome, ori de la ceva, nu mai știu. Țin în mod deosebit să fie moale, așa. El zice că este waterproof. E moale... E un eyeliner, să zic, până la urmă obișnuit, n-are nimic deosebit, dar ce-mi place mie este că are vârful ușor, parcă ceva mai lung, mi se pare mie, și nu este atât de ascuțit. Mai erau niște... Da, îmi place, na, L'Art du Trait de la Guerlain, mai îmi place eyelinerul de la... ăsta, cum se cheamă... de la Clarins. Dacă nu mă înșel, cred că cu cel de la Maybelline, nu prea am înțeles foarte bine, mi s-a părut la fel cam înțepăcios, dar cine este foarte, foarte priceput știe. Ce ar vrea să recomand doamnelor trecute de 40, 50, 60, care oricum s-au obișnuit de acum să facă cu un pic de negru la ochi, să evitați în ce în ce mai mult să vă duceți cu eyeliner chiar până în colț extern al ochiului, pentru că colțul extern al ochiului începe așa treptat să pice. Eu mă opresc, adică nu ajung până acolo, fentez puțin, inclusiv ridicatul, mă ridic mai repede cu coada în sus, știi? Ca să dea acel efect că ochii sunt mai tineri, să zicem așa. Asta încerc să fac, nu ajung niciodată. Iar chestia de cu eyelinerul, eu o să vă spun sincer, că am văzut că sunt acum 11 milioane de tutoriale cum să ne dăm cu eyelinerul, este de exersat, fetiță. De exersat, trebuie să exersezi până nu exersezi tu cu mânuța ta. Pentru că am observat fiecare om are particularitățile lui. Eu, de exemplu, mi se pare că am o pleoapă care undeva e parcă pielea mai tare acolo și trebuie să am grijă, așa, parcă e un mic dâmbuleț acolo, nu știu cum să vă explic. Fiecare are particularitățile lui și trebuie să exersați până când tu te uiți în oglindă și spui, bă, acum e bine. Și apoi tu să exersezi, să-ți rămâne imaginea aia așa, întipărită. Da. Asta e cam ce se poate obține cu produse de make-up sub 30 sau chiar sub 20 de lei. Ce mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult, ce am încercat zilele astea, este acest lip oil tint, care mi-aduce foarte bine aminte de un produs oarecum similar de la Clarins. Dar, dați-vă acum, și de acolo și la Lancome. Să vă uitați acum cât aburețul oiul are, frate. Ia uitați-vă. Oh, ia uite. E foarte mare. Deci asta mi-a plăcut foarte mult. Acum sunt deja dată. Și e și eu așa fructat, parfumat. Very nice, ca să spun așa. Am mai avut aici Natural Lip Balm Plum. Natural Plum? Asta ce este? Natural Lip Balm. Deci asta este de fapt un lip balm. Foarte interesant. Aha, ia uitați. Da, asta mă duce cu gândul spre produse de la Too Faced, produse de la, chiar de la Clarins, cu acel Lip Perfector, hai că-l știți cine e, fan Guerlain. Sunt multe produse, oamenii au fost foarte drăguți, mi-au trimis multe pentru că este un brand relativ nou, uite, am și oje. De asta zic, cine o să câștige concursul de pe Instagram, uite aici, într-un ruj, ăsta este din, cred că din zona rujurilor mate, ba nu, ăsta este tot lip gloss. Am mai avut un balsam de buze. Este acolo la mine pe birou. Stai că trebuie să vă arăt că l arată foarte, foarte mișto și ca ambalaj. Cu asta am stat pe birou în ultimele zile și mi se pare, să-mi ziceți voi acum, are ceva, nu știu, look and feel a la pupa. Tot așa vedeți o culoare de asta așa în vârf, cum avea și celălalt ruj. Și așa, o culoare foarte... Iar când îl desfac, nu știu ce mă duce către... A scos Guerlain, mi-a dat o ediție de niște balsamuri de buze care... Arătau cam așa. Overall, hai să-mi dau cu părerea. Este un brand, repet, foarte accesibil, nu accesibil, este foarte accesibil. Eu am purtat zilele acestea, de când le-am primit, eu le-am primit cam de vreo săptămână și m-am tot jucat cu ele, cu câte ceva de aici. Nu mi s-a părut a fi ceva nașpa la modul complet respingător. Acel creion de ochi albastru l-am încercat la un moment dat ca deșteapta pe pleapa complet goală, adică doar cu cremă de ochi și normal cum s-a așezat bine. Așa, deci pleapa normal, ca să aplicați un creion, un tuș, un asta, trebuie să aibă un pic de fard, un pic de nu știu ce.
Produsul preferat, dacă ar fi să aleg din tot ce am folosit, vă spun sincer că eyelinerul mi-a plăcut mult și, aceste două chestii. Deci ăsta, lip tint oil-ul și cu balsamul. Astea mi s-au părut, să zic așa, preferatele. Și produsele care sigur o să rămână în trusa mea de make-up, pentru că voi mă știți, nu folosesc foarte multe produse de make-up. Rimelul, not bad at all, not bad at all, ca să spun așa, deloc rău. Și în rest cam atât cred că va rămâne momentan în uzul meu. N-am apucat să intru în pensule, dar oricum, clipuri vor mai urma, așa că e părere să mai spun, că știți că dacă am ceva de zis, nu tac. Pe voi vă invit să mergeți spre profilul meu de Instagram, să participați la concurs, să trageți și un ochi pe la parfumul, dacă vă place bine, dacă nu, nu, știți cum e. Alta mama nu mai face, deci nici pe Gabriela Salvete altfel nu mai face. Este un brand nou, vă aduceți aminte că cam de fiecare dată când am avut un brand ăsta nou, am încercat de make-up și ceva mai ieftin, am încercat cât de cât să-i acord un loc pe ce înseamnă la mine social media, pentru că știu că make-up-ul place, frate, dar în același timp și căutăm produse mai ieftine și aș zice, eu am următoarea părere, iau un produs ieftin, dar îl iau dintr-un loc organizat care vinde cosmetice. Eu mă feresc de a cumpăra de la cele chioșculețe, știți voi, locuri așa oarecum dubioșele, unde nu știu exact ce cumpăr, de unde cumpăr și așa mai departe. Cam asta a fost tot, m-am machiat, aplaudați-mă!